Bună ziua, în primul rând. Am votat cu gândul la toți tinerii din București, de asemenea la seniorii capitalei noastre, la copii și la adulți, la persoane sănătoase, dar care vor să facă prevenție, dar și la persoane cu dizabilități. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în capitală, care vor să vadă că pe șantiere se lucrează și că sunt rezultate în ceea ce privește fluența în trafic, problema termoficării și, de asemenea, siguranța în școli și lupta reală împotriva drogurilor. Am votat pentru ca la administrație să lucreze oameni de dimineață până seara, găsind soluții, având o echipă, având o susținere, comunicând și fiind transparenți pentru oamenii în administrație care nu se plâng, care nu dau vina pe ceilalți, care nu se încuie în birou și care nu vin după câțiva ani de zile să spună că nu au fost bine informații atunci când au promis. Am votat cu mult optimism pentru că Bucureștiul este un oraș atât de frumos de care te poți îndrăgosti, dar din păcate în ultima perioadă a fost abandonat. Am votat cu gândul la toți bucureștenii care vor ca acest oraș să redevină orașul pe care îl iubesc și în care vor să trăiască, să iubească, să-și crească copiii, nepoții, să învețe, să prospere, să se dezvolte. De ce? Recunosc că sunt emoționată, foarte emoționată, nici nu prea am dormit, dar asta vom recupera ulterior. Ați așteptat un pic la coadă când ați ajuns, v-ați așteptat să fie atât de multă lume, cum vi se pare să mobilizează oamenii? Chiar m-am bucurat să văd și tineri, și seniori, și adulți venind la vot. Ăsta este un semnal foarte bun. Avem acum și alegeri locale și europarlamentare. Este important să ne implicăm, să avem simț civic, să trimitem în Parlamentul European oameni care să lupte pentru România, pentru atragerea de fonduri europene și, de asemenea, oameni care să lucreze în administrația publică locală cu sârg și găsind soluții, rezolvând proiecte, nici de cum pasând tot timpul responsabilitatea și găsind vinovați și să se lupte imaginar cu tot felul de balauri. Vă mulțumesc și eu! Declarații doamnelor și domnilor, Gabriela Firea, însoțită de președintele PSD, Marcel Ciolacu, dar și de ceilalți candidați. Marcel Ciolacu face declarații.